Pe ea o cunoaște practic o țară întreagă, pentru că este cunoscută nu doar la TV, dar urmărită și pe Instagram. Este mama a 3 copii, e o soție demnă de admirat și femeie de afaceri, interpretă și mai nou, ce o să facă ea aici, o va putea cataloga drept bărmăniță. Tatiana Maxian, alături de noi, salutare și la mulți ani în avans. Bine ai venit la noi, mai târziu o să ne așezăm noi acolo, o să facem acolo. Ia hai să ne așezăm comod și să vorbim noi despre una, despre alta. De la cine ai numele? Cine ți-a ales numele? Numele mi-a ales mămica. Îi mulțumesc foarte mult pentru acest nume norocos și îl port cu mare mândrie. Cum erai dezmerdată în copilărie? Taniușa. Taniușa. Da. Așa. Cam toate taniușele au fost așa dezmerdate. Pentru tine, uite, e o sărbătoare. Sărbătoriți ziua numelui tău sau așa? Când și cum? Așa, când și cum. Deci prietena mea cea mai bună a născut ficeraș și mai mult sărbătorim ziua copilului ei. Așa, dar recent totuși ai avut o sărbătoare și una rotundă ca și cerceii tăi. Stai, i-aș uitat. Hai să vedem pozele și să ne amintim de ce sărbătoare vrem să vorbim. All in Black, 30 de ani, femeie fericită cu 3 copii, 30 de ani. Norma, ai îndeplinit-o până la 30. A fost o sărbătoare foarte frumoasă, te-ai pregătit mult. Da, m-am pregătit, ne-am dat strădăința și s-a primit ceva frumos. Câți oaspeți ai avut la petrecere? În jur la 40 de persoane. Și ținutele, iar ai cheltuit o grămadă de bani pe dânsele. Uite, da. Băi, eu nu știu, vă trebuiește un sărai numai pentru hainele voastre. Corect. Așa? Da, deja nu am unde să le pun, dar oricum, prind bine. Da, mai ales atunci când vrei să le combini, să arăți bine. Ce cadouri ai primit? Mai mult bani am primit. Așa. Da, cadouri cam puține. Dar bărbățelul ce ți-a? Bărbățelul mi-a dorit tot bani. Spus că să-mi cumpăr ce doresc eu. Ah, ce romantic mi ești, Ilie. El și acum stă în spate și filmează. El a luat și biletele când am fost la Tenerife. Da. Deci cumva cadoul a fost în avans. Da. Eu sunt de acord. Mie mi se pare cel mai frumos cadou pentru un cuplu sunt călătoriile. În momentul în care să mai stea în doi, să mai fie iubit și iubită, nu numai mamă, tată, vreau aia, da, vreau. Da, muncă și tot așa. Vreau de cealaltă. Te-au trezit copiii în mod special în acea zi? Tătii că i-a spus că azi este ziua la Monica, hai să felicităm și toți mulți ani, îmbrățișări, sărutări, altceva nu trebuie nimic. E adevărat, nu trebuie nimic, dar eu cred că pentru să ai un așa corp, trebuie să faci ceva. Faci sport? Nu fac la moment sport, fiindcă nu dispun de timp, dar oricum mă mențin cu mâncarea. Mănânci sănătos? Sănătos, puțin, după orele 6, cum spunem, tot ceva leger, ușor. Așa. Vedeți pozele? Asta e mama de 3 copii. Și ai născut pe cale naturală? Naturală, da. Toți 3. Nu e nimic burtă, nu e nimic lăsat. Este, sigur, am și eu câteva cei ce nu-mi place, dar lucrez asupra la cei ce nu-mi place. Așa, și lucrez la poziții corecte, da? Corect, că bărbățelul deja știe că dacă nu-i place o fotografie, o repetă, da? Ilie în spate la cameră și tot dă din cap, e adevărat. Uite, vedeți în aceste momente câteva dintre pozele pe care noi le-am considerat sexy și ești un exemplu pentru femei, pentru că cumva toate femeilor le e frică la a treia naștere că nu își vor reveni. Cum ți-ai revenit după a treia naștere? Eu mi-am revenit foarte repede, fiindcă am ieșit la muncă. Muncă. Da, și nu am avut necesitatea ca să fiu, adică, cum? Mai plinuță. Da, și nu am reușit ca să prind aceste kilograme în plus. N-ai avut când. N-am avut când, da. Da, cumva asta este problema mamelor moderne care încearcă să le facă pe toate. Nu-i când. Nu-i când să te îngrași. V-am văzut în ultima perioadă în toiul muncii. Reparații. Ați început anul cu reparație. Da, am început un an foarte bun într-un local nou, într-o afacere nouă și suntem mândri de noi ceea ce facem cu scumpul meu soț, domnul Ilie, care mă ține în toate. Uite, și reușiți să creșteți și copii, să faceți și afacere și carieră în muzică și Instagram. Când? Nu știu, sincer, nici eu nu știu când le reușesc, dar mă strădui peste tot locul, adică să fiu în permanență, în
pozitivă. Te-am văzut pe stories făcând cocktailuri. Da. Chiar știi să faci? Știu să fac, fiindcă afacerea noastră, una din afacerea noastră care a fost cu succes, am avut o discotecă. Așa. În Oraș Florești și acolo am activat undeva 3 ani și acolo făceam cocktailuri. Și am zis că eu trebuie să o verific. Chiar e bună, Taniușa noastră l-a făcut cocktailuri, așa că a venit cu câteva din accesoriile necesare, de fapt foarte, foarte simplu. Pe care puteți să faceți și voi acasă, iar da. Masterclass-ul ne-l oferă chiar în aceste clipe, Tatiana. Da, deci avem nevoie de sambucă, de cafea boabe, șervițele, pai de bambuc, păreri de rău, am uitat să iau, mă scuzați, azi fără pai. Azi fără pai, nu-s probleme. Da, și două pahare. A, două. Și brichetă. Da, de ce două? Da, fiindcă trebuie să încălzim aici sambuca. Uh-huh. Deci, aici, așa. Trecem la treabă. Trecem la treabă, este o băutură foarte gustoasă. Dulce, este o băutură italiană. Și tare! Câte grade are? Undeva 38-40, așa. Normal, da. Asta este un accesoriu al barmenilor, da. Ce ai tu da, în da, mâini. Da, da, da. În aceste momente se eliberează așa. Tăria din da, băutură. Da, da, da. Da, se vede puțin camera. Aha, așa. Aha, da, se vede da, cum, da, se, da, da, cum da. Se unge așa. Deci trebuie pahar. Să încălzim bine. Dar nu o să amețesc. Adică eu și așa o să amețesc dacă o să beau. Dar ea încă e amețit încă băutura în pahar. Da, trebuie să fie... Da, este. Așa. Și facem... Uite așa. Și sfârâie. Da. Și uite, servești. Mhm. Și mestece baba de cafea.